Salutare și bine ați venit la un nou episod. Astăzi, băieți, începem campania de arat căștiți. Ia uitați aici ce teren urât am. Este plin de iarbă. După recolta asta de porumb mai este încă un teren de al meu care l-ați văzut. Este și ăla plin de iarbă. Și astăzi mergem aici la un vecin. Ia uitați, aici stă. Dacă vedeți tractorul ăla, cred că ăla este tractorul pe care o să îl iau astăzi. O să-l închiriez ca să facem și noi arătura. Tractorul este un universal din ăla trapez, 650 trapez, dacă nu mă înșel, cu plug, cu tot ce îți trebuie la el, ca să putem să facem și noi arătura, că știți că recolta ăsta, tractorul nostru, nu are tirant central. Și nu putem să punem plug. Deci, aia este problema, aia este problema. Ia uitați, aici omul mai are și tractoare zetori, uitați cât a tractorul de mare. Bun, hai să intru, că am vorbit cu el și nu este acasă. Nu este acasă, mi-a lăsat cheile aici în contact și vin, le iau frumos tractorașul, că știe că sunt om ca lumea și plec. Cred că ăsta este. Ia, mai e vreo unul pe aici? Nu, ăsta este. Da, ăsta este, băieți, tractorul. Ia uitați aici. Este universal 650 trapez. Este scris în dumești. După cum vedeți, uitați cât de bine arată. Deci e, cred că nou, deci arată impecabil. Ia uitați și voi cum arată. Așa, și avem și aici și plugul. Un plug cu 4 brazde, ia uitați. 4 trupițe. Destul de mare, destul de mare. Bun, hai să începem, băieți, direct la muncă, că avem destulă treabă astăzi. Bun, băieți, hai să deschidem aici ușa și să intrăm în tractoraș. Bun, acum suntem în tractoraș. Ia uitați aici interiorul, foarte, foarte frumos. Nu, tractorul este nou. Este nou, adică se prezintă ca nou. Știu că nu se mai fabrică, dar uitați și voi, e minune, da? Este minune. Bun, hai să-i dăm aici o pornire. Ia să-i dăm dacă o ia. Bă, din prima a luat-o, ia fiți atenți. Din prima a luat-o. Bun, și acum hai să-i ridicăm noi plugul. Bun, hai să-l ridicăm. Op. Cam atât, cam atât, băieți. Deci aia este problema, uitați, tractorul ăsta are aici tirantul central. Ia uitați-l, îl vedeți? Ăsta este tirantul central, care ridică plugul și al meu are doar tiranțe. Și nu am ce să fac cu el, înțelegeți? Deci n-am ce să fac cu el, cu tractor fără tirantul central, că ăla ridică. Așa, tractorul nostru o să putem mai mult să-l folosim la discuit și la semânat. Da, și la semânat și la alte lucrări. Bun, hai băieți să începem noi aici la muncă. Stați un pic să las să se încălzească puțin el motorașul. Ia să pornim, băieți. Îl băgăm în viteză foarte bine. Hai mai repejor puțin el. Așa, ia uitați. Plugul e ridicat, e totul bine făcut acolo în spate. Ia uitați tractorașul. Avem și girofar. Bun, bun, altă treabă. Altă treabă, băieți. Așa, ia să ne asigurăm ceva. De aici nu, de aici nu. Bun. Hai să vedem cu plugul cum ieșim, să nu dăm în gard. Bun, gata, am ieșit aici cu tractorașul. Acum aș putea eu să încep cu bucata asta. Dar nu o să încep cu asta, o să încep și eu, că uitați, pe asta mai pot să o mai discui un pic. Dar o să încep cu bucata cea mai grea, că eu de asta am închiriat tractorul cu plug, ca să putem să facem treabă ca lumea. Cred că cimitir și la cimitir este mai frumos. Bun, ia uitați și voi, crengi, copaci, toate, ce, nu-mi e rușine cu asta, îmi este rușine, băieți. Bun, hai că am ajuns aici la teren, hai să-i mai fac eu niște reglaje, ceva, ia să-l coborâm puțin el jos. Băieți, înainte să încep, dați și voi un like acolo, ca să văd că mă susțineți și ia să vedem dacă putem să facem la videoclipul ăsta 30 de like-uri. Credeți că putem? Nu știu, hai să vedem. Bun, hai băieți să-i dăm aici o pornire și să începe la treabă, ia uitați. Ia uitați și voi. Da, are putere. Are putere jucăria asta să tragă plugul ăla. Deci o să stau așa mai la distanță de vecin, vă dați și voi seama, ca să nu ne facem lipiți unul de altul. Așa, deci până... Avem un teren destul de mare, da, știți, avem un teren destul de mare. Hai să-i dăm și noi mai viteză mai mare, ca aia eu merg mai ușor un pic, că nu vreau acum să-i stric ceva.
Bun, ia s-o luăm noi pe aici, foarte bine. Ia, opa, așa, s-o ocolim copacul. Ia uitați și voi, crengi, ce sunt pe aici, copaci, ierburi. Famă, toate mizerile, băieți. Toate mizerile. Bun, hai să, uite că am ajuns aici în capăt. Foarte bine, după aia o să iau în capătul ăla acolo. Bun, ia să vedem aici acum cum ia sărătura. Ia uitați, ia sărătura destul de bună, deci nu știu cam cât intră în pământ, dar nu, în niciun caz nu intră chiar atât de mult. Bun, hai să-i dăm noi aici o ridicare. Opa, așa. Bun, ridicăm plugul frumos. Așa, intră la vecin un pic, că nu avem încotro. Bun, și acum hai să trec eu în capătul ăsta aici. Îl fac odată, dar nu, știți ce? Hai că-l fac, uite aici, la mijloc. Îl fac, băieți, pe mijloc aici. Foarte bine, uite. Să mă ghidez și eu pe mijloc, cam așa. Cam așa, băieți. Hai să-i dăm aici o coborâre și începe la muncă. Bun, gata, ia uitați, am început, băieți, aici la muncă. Ia să mai accelerăm și noi un pic. Famă prin ierburile ăștia. Dar ce să facem? Până la urmă, de asta este tractor, să ne facem și noi treaba cu el. Bun, băieți, am ajuns aici în capăt. Hai să mă opresc eu, uitați, pe aici. Așa, îi dăm o ridicare. Op, să mergem ușurel în spate. Gata, odată atât. Hai să ne trecem înapoi pe bucata noastră. Că știți, odată ce nu e plug reversibil, n-ai încotro, așa trebuie să faci. Bun, ne instalăm aici pe, da, să dau un pic mai în spate, pe brazdă. Bun, uitați așa, suntem puși bine, hai că suntem puși bine. Și dăm aici o coborâre, ia uitați. Bun, merge, ia uitați, direct așa, mai cu viteză mai mare, dar nu, merg mai ușurel un pic, că nu trebuie nici viteză mare, că nu e bună. Așa, bun, și am început direct aici campania, ia uitați ce merge tractorașul ăsta al nostru. Mai avem și girofarul pornit. Foarte, foarte bine, băieți. Foarte bine. Când o să fac și eu bani, o să-mi cumpăr și eu un trapez din ăsta. Că văd că așa merge destul de bine. Deci n-am ce să spun, așa se descurcă chiar destul de bine la arat. E destul de puternic. Și ai tirantul central, adică da, este problema. Că mai avem o problemă la tractorul nostru. Că nici nu putem să-i punem. Că așa dacă este, bă, nu este tirantul central, nu are nimic, îi fac o comandă de pe internet până mâine ajunge. Nu, al nostru nu are sistemul. Deci asta ar însemna să-i schimb tot spatele la tractor ca să fac rost de tiranți. Și m-ar duce la o investiție care nu s-ar merita, înțelegeți? Deci o investiție care nu se merită, că de banii pe care îi investești, mai bine să cumperi un tractor nou. Deci de asta nu am cumpărat până acum tirant, că trebuie să, nu e doar un simplu tirant, trebuie să iau mai multe lucruri pentru tirantul ăla. Bun, mamă, câte crengi sunt aici în față, băieți. Câte crengi sunt, ia să vedem. Facem față cu crengile ăștia. Hai bă că facem față, că de-aia este și el universal. De-aia este și el băiat destul de puternic. Bun, adică ce băiat, ăsta este bătrân? Ăsta e moș. Ăsta e moș, dar arată, ia uitați și voi cât de bine arată tractorul ăsta. O să-l întreb pe om de unde l-are, dar aș vrea să-mi cumpăr și eu unul, așa, model din ăsta, că este impecabil, uitați și voi cât de bine. Oricum omul se și ocupă de ele, adică le spală, le curăță, le repară. Nu este ca mine așa mai bădăran un pic, s-a stricat, îl las să stea 2 luni până am nevoie de el și după aia mă supăr că de ce nu l-am reparat. Da, ce să facem? Contează și faptul ăsta. Bun, uite că am ajuns iar în capăt aici. Foarte bine, hai să-i dau eu aici o ridicare. Op, așa. Gata ridicarea asta. Hai să ne punem iar aici pe brazdă. Păi băieți, cred că o să vă pun eu un timelapse, că ar fi mai frumos, mai interesant decât să vedeți la mine cum lucrez, că e cam plictisitor. Așa că băieți, hai că încep eu aici brazda și o continuăm direct cu timelapse-ul. Și vă mai spun o dată, dacă nu ați dat like, v-aș ruga să apăsați butonul de like, să vedem dacă puteți să strângem 30 de like-uri. Așa că băieți, eu vă spun, vizionare frumoasă la timelapse.
Și bun, băieți, uitați că suntem aici la ultima tură, ultima brazdă, ultimul rând pe care îl facem. Da, mai avem o jumătate acolo, dar pe aia o să o fac eu separat, că nu vreau să fac filmare acum de 4 ore, înțelegeți? Bun, deci ia uitați aici, băieți, prin crengi, prin tot. Bun, hai că mă opresc aici. Op, 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 gata, prea am ieșit în drum. Da, aia este. Bun, băieți, deci cam asta a fost treaba, băieți. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să strângem și noi 30 de like-uri la videoclipul ăsta. Că strângem 30 de like-uri, sunt cel mai fericit. Să vă abonați și să apăsați clopoțel să primiți notificare de la toate episoadele care o să urmeze pe canal. Eu am fost Andrei, vă mai mulțumesc încă o dată pentru vizionare și până în episodul următor în care ne reîntâlnim, v-am salutat!